cu apusul soarelui, pentru noi începe cea de-a doua zi și nu la ora 24. Ce muzică cântați? Cântecele. Noi am avut cântece legate de momentele mari ale anului și m-aș lega de cântecele de Săptămâna Brânzei, un folclor ritual, pentru că aceste cântece exprimă fie tristețea, fie ironia pentru cel care n-a reușit să se însoare până în Săptămâna Brânzei, că începând cu Săptămâna Brânzei nu se mai fac nunți. Apoi avem cântecele de post, dar nu de postul mare. Este vorba de cântecele de post, care într-adevăr s-au pierdut astăzi. Era postul Sfântului Petru, postul Sfântului Marii, când oamenii trebuiau să muncească vara până nu mai puteau, ca să aibă toamna și iarna ce mânca. Și pentru a le fi munca mai ușoară, erau cântece speciale de post. Eu le-am auzit la bunica mea, dar eram mic, n-am avut nici mintea și nici posibilitatea tehnică să le înregistrez. Folclorul copiilor s-a pierdut iremediabil. Nu mai avem astăzi bătrâni care să povestească frumoasele și vechile povești rusești, care erau pline de vrăjitoare, de fantome, de moroi. Se păstrează foarte bine încă folclorul nupțial, pentru că până mai acum 20 de ani, 25 de ani, nunta se desfășura după ceremonialul vechi. Începea vineri cu devișnicul, sâmbăta cu spălatul fetei la baie și împletitul cozii părului într-o singură coadă. Duminică începea nunta în jurul prânzului, la 12, când se adunau rudele mirelui la el, rudele miresei la el, la ele. La ea se ridicau rudele mirelui și mergeau la ruda miresei prin sat, sigur că aceasta se făcea cu cântece speciale. Acolo erau puțin tel ospătați, ridicau rudele miresei, veneau la rudele mirelui, unde se desfășura nunta cam până la miezul nopții. În așa fel încât să te duci acasă să te odihnești, dimineața să ai grijă de vitele din curte, să-ți pui curtea la punct tot și a doua zi luni iar plecai la nuntă la prânz, după același tipic, până pe la 1 noaptea, a doua zi, când se dădea darul, iar marți erai bun de treabă. Astăzi cei care petrec toată noaptea de duminică nu mai sunt buni de treabă lunea. Noi am avut, sigur că nunta continua pentru bucătari și bucătărese și marți. Spălacania. Pentru fiecare acest moment, noi am avut cântece. De vișnichii, cântece de prima zi de nuntă, cântece de a doua zi de nuntă. Oamenii noștri știau să cânte foarte bine, cântau bărbații, cântau femeile, cântau pe mai multe voci. Erau cântece pe care le cântau numai bărbații, erau cântece pe care le cântau numai femeile. Din păcate, nemai respectându-se aceste puncte, această rânduială a anunții tradiționale, au dispărut și cântecele, tineretul nu mai știe să danseze, această discotecă astăzi care îi surzește, îi orbește și îi prostește în final pe tineri este un mare rău. Tinerii consideră ceea ce s-a păstrat de la străbuni ca fiind desuiet și nemai fiind la modă și ne confruntăm astăzi cu o pierdere rapidă a folclorului. Христу, ни Богу, не веривали, ни Христу, ни Богу, поверивали змею лютому, поверивали змею лютому, а той лютой змей, он поел всех людей, а той лютой змей, он поел и всех людей. Пришло череда царя Ивана, пришла череда царя Ивана. Хоть сам царь иди, хоть царевню веди. Хоть сам царь иди, хоть царевню веди. А я сам и не пойду, кто же будет царевать?
Zmeu și Sfântul Gheorghe cred că cunoaște toată lumea de... și așa ne-au povestit strămoșii că exista la insula asta, nu știu dacă este adevărat sau nu, Zmeu. Și erau doi frați care nu credeau în Dumnezeu, au crezut în Zmeu, nu ascultau numai pe Zmeu. Și Zmeu a mâncat toți oamenii din, care, din jur. Și a venit rândul și la rege Ivan. Și rege n-a trimis nici pe soția, nici singur nu s-a dus la Zmeu, la Pita. A trimis fata și fata venea și plângea și a sosit Sfântul Gheorghe. Și a zis fata, să nu plângi, iată un brâu de pe rochia și pune pe gâtul lui Zmeu și du-l taică său să vadă care Zmeu care a mâncat pe toți oamenii. Din povești și legende s-au născut cântecele din Sarichiue, care prin strădania profesorului Vasilii Vasilievici Dolghin sunt la fel de vii ca atunci când au prins viață. Lipoveni, necrasoviți, ignacazaci, nu știu cum să-i numesc pe locuitorii satului Sarichiuri pentru a fi mai aproape de adevărul istoric. Dar tot ce știu este că pentru acești oameni extraordinari, adevăratele valori au fost dintotdeauna credința, libertatea și morala. Și ne придет моя мила, утром рано.